bine, te pup, papa. Excelența voastră, domnule președinte, domnule ministru al apărării naționale, domnule general șef al statului major al apărării, domnilor general și amirali, ofițeri, maiștri militari, suboficeri, soldați și gradați, distinși invitați. Vă spunem bun venit la ceremonia de înființare a comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est. România a propus la summitul NATO de la Bruxelles din 2018 constituirea unui comandament de corp multinațional în scopul eficientizării procesului de comandă și control aliat în sud-estul Europei. Având în vedere solicitarea Ministrului Apărării Naționale, în baza avizului Consiliului Suprem de Apărare a Țării, la propunerea președintelui României, Parlamentul României a aprobat înființarea acestei structuri NATO. Dau citire extrasului din hotărârea Parlamentului României numărul 8 din 18 iunie 2020. Parlamentul României, având în vedere solicitarea Ministrului Apărării Naționale cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării și propunerea președintelui României adresată Parlamentului, adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Se aprobă înființarea pe teritoriul României a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est, sub denumirea Headquarters Multinational Corp Southeast, cu indicativ de unitate militară pe teritoriul României, în garnizoana Sibiu, cu dislocare temporară în garnizoana București, în următoarele condiții. Comandamentul va avea statut de comandament militar internațional, subordonat pe linie de comandă unui comandament aliat în afara structurii naționale de comandă și control. Dislocarea comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est la misiuni în afara teritoriului statului român se va executa la ordinul autorităților militare NATO. Doamnelor și domnilor, dau citire Ordinului Ministrului Apărării Naționale numărul MP585 din 9 iulie 2020. Începând cu data de 15 iulie 2020, generalul major Arma Tancuri,
Tomescu, Aurică, Tomiță, Cătălin. Se detașează și se împuternicește pentru o perioadă de 6 luni să asigure îndeplinirea atribuțiilor funcției de comandant al Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est din Statul Major al Forțelor Terestre. Semnează ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă. Adresăm rugămintea excelenței sale, domnul Claus Werner Iohannis, să înmâneze steagul de identificare al Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est, comandantului acestei structuri. Gardă pentru onor înainte, prezentați! Armi! Se rostește rugăciunea de binecuvântare. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și bine de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur ca niște rob netremnici cu umilință, aducem acum mulțumirea bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, militari ai Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est. Și ca pe Domnul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugăm cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi rugăciunile robilor tăi și cu milostivirea ei învrednicită li se împlini cererile. Așa și de acum înainte, învrednicește-i a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și întru toate faptele cele bune și adobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Izbăvește-i de toată rea întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne îmbrâncește pe toți totdeauna mulțumirea aduce, cele prea bune a grăi, și a cântat ție celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui săvit într-o ființă. Slavă ție Dumnezeului nostru, dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamnelor și domnilor, se intonează imnul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Gardă pentru onor înainte, prezentați! Doamnelor și domnilor, în încheierea ceremoniei adresăm rugămintea excelenței sale, domnul Claus Werner Iohannis, președintele României, de a realiza o fotografie de grup cu militarii Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est.
pare foarte firesc și normal. Mi se pare foarte firesc și normal. După aceea în spate sau? Se retrage garda. Am înțeles. Noi o să mergem acolo.